separarea la buget încă le dă bătăi de cap fetelor. Încep să iasă la iveală adevăratele motive ale schimbării radicale. Voi v-ați dat singurii? Așa. Ca să eliminați, gen. Asta a crezut tu. Asta a rezultat, asta a avut toată lumea, nu eu. Nu, odată ce crezi că așa a fost? Facem și mâncăm toate. Și atâta despărțire. Păi nu așa era vorba până acum? Așa era vorba, dar avem separat, dar facem împreună, nu suntem, eu nu deci bugetul, păi, deci bugetul nu este la comun, cum ar fi. Nu, nu să spunem noi că suntem despărțite, că noi mâncăm. Păi mâncăm împreună. Una e să mănânci împreună, una e să faci tu ceva sau să facă ea ceva, înțelegi? Ce treabă are, că puteam să fim și eu cu ea și tu cu ea și să mâncăm tot împreună la masă. Nu are treaba asta. Și gata, acum nici măcar împreună nu o să mai facem ca să nu mai se trezească cineva, păi, vorbim că suntem toate. Păi suntem separate. Păi suntem, păi și ce ai zis? Mai devreme păi ai zis... separat? Că noi mâncăm pate la masă? Doamne, frate, dacă nu faci o ciorbă și mănânci, mănâncă toată lumea care e problema. Am întrebat la buget dacă mai suntem împreună. Exact. Una e la buget și alta e să mănânci. O să rectific. Fiecare păi nu se mai face o și gata. Păi și ce? Tu că ești despărțit, că noi suntem toate acolo. Dar tu mănânci din brânza ta, tu mănânci din salamul tău. Eu mănânc din salamul meu, asta e diferența. Păi asta zic. Cristina, ți se pare că am zis ceva? Dar oricum așa a fost. Păi da, așa e. Păi ce putem să spun? De cum să spun că noi suntem separate, că noi întotdeauna suntem toate la masă? Mi se pare așa absurd să spui asta. Că își mai face una, vreun fel de așa... O omletă, o brânză, cum ai zis, așa, asta e altceva. Dar nu știi la pe ele două. Nu e că nu suntem în, dar nu suntem în totalitate, asta e ideea. Da. Doar la mâncare. Da, așa, la anumite... În rest, fiecare are la dulciurile carne. Ei, sucul... Da. Dar așa nu pot eu să-mi iau un pui și poate am poftă să-mi fac la cuptor și va fac un pui și după aia o mănânc o aripă și la rum. Asta e chestia, că dacă... Hai, pun eu, știi cum am făcut, de exemplu, am luat carne tocată și am pus 5 lei la mine pe listă, 5 lei carne, 5 lei așa. Și facem sarmale toate și mâncăm, adică la mâncare asta, că nu ai cum să faci o ciorbă, o farfurie. Că n-ai cum să fii individual, eu asta încerc să vă explic. N-ai cum aici. Nu știu că acum s-a supărat, dar așa am văzut eu lucrurile, nu știu. Le trece, mă, că nu e... Păi, ce te supă, mă, că nu sunt prietene cu tine, nu să le treacă. Factura totdeauna e depășită. Cu 400 de lei. Păi de ce? Nu știu. Nu știu. Nu mai știți care sunt prețurile? Ba, noi știm destul de bine, pentru că chiar ne lăsăm și o marjă. Le-am atunci... spus data orfetelor să lasă o marjă de 5 lei, 3 lei acolo. S-au calculat. S-au calculat. Deci toată lumea lasă o marjă. Și atunci cine depășește? Nu știu. O luăm de la 0 de luni, se calculează toate regulă și gata. De ce să o ia de la 0 dacă ea nu avem de 20 de lei? Păi ia de 20 de lei, săptămâna viitoare de 20 de lei și așa una e șmecheră și își trece mereu în plus. A fost când mi-a venit 400 de lei, mă, atunci, așa mai și era și singură la buget. Nu faceți, atunci, nu știu, fraier, așa o să mă facă mereu. A doua oară. A doua oară e important că ai pus și s-a venit, așa cum și eu. Unii sunt deștepți, alții sunt proști. Cum ești acolo, apă? Câtă mămăligă vrei? Cu ce mănânci mămăliga? Vreau să mănânc cu cremă de brânză. Ce te pun? Nu vine cu stânță, gata, lasă ușor. Se mai când fierbe, se mai umflă. Și acum ce fac? Lasă să dea un clopot. Cum adică? Să fiarbă. Poți să răstăm din castron. Vrea cineva mămăligă? Dacă vreți salată. Este făcută de mine mămăliga. E prima oară când fac mămăligă, deci... Dacă vreți salată, luați de poftiți.